20-20, probă, sper că se aude. Trebuie să-mi pun cafeaua asta, nu vreau ca... This is good. Merge minutele. Intrăm un pic în YouTube Studio. Să vedem. Azi nu o să pot să stau foarte mult, în vreo 3 ore maxim, că vin ai mei pe la mine și nu, să mai stau cu ei. Îi văd foarte rar la față. De fapt, acum cred că o să-i văd mai des, că dacă se dau drumul la petreceri, o să fie mai bine un pic. Un pic să fac aici setările. Gata, Toshima. Ia să văd dacă e bun thumbnail-ul ăsta. Ei, nu e așa, nu e ok, îl pun tot ăla de aici. Băgăm la playlist. Bine. Standard YouTube, ok. Ghost. Bun. Cred că e tot ok. Bun. Pe 2. Bun. Totul ok. Nu uitați să copiez link-ul. Incredibil. Noob Andrei. De ce ești așa, Noob Andrei? De ce? Salut, Alex! Ce mai faci, Alex? Cum ai merg competițiile? În cât timp faci 50 de metri? Ia, zi. Fă-mă să mă simt prost, zi. Suficient să... Mă pregătesc acum să alerg. Am probă într-o oră jumate. Mă! Probă ce înseamnă? E ceva... oficial? Baftă dacă ai nevoie. Da, n-ai nevoie de baftă, că îi rupi. Dar cum se pronunță numele tău? Amarandei? Sau Alex? Da, Amarandei, nu? 800 de metri. Ai de pula mea. Îmi vine așa un acid de la stomac, numai mă gândesc la distanța aia. Eu la 50 de metri și deja vomit, îmi dau mațele afară. Mulțumesc frumos de vizită și baftă, dar n-ai nevoie. Bine, da. Doamne feri, accidente se pot întâmpla. E cel mai, cum se zice, cel mai pesimist om pe care îl cunoști. Tot timpul mă gândesc la ce se poate întâmpla mai rău. Bun, gata, am făcut și setările. Dăm un share pe Facebook să fie bine, să nu fie rău. Ah, 800 de metri, asta cât înseamnă? Share to a group. Ia să dăm și un share aici pe... Da, nu mai dăm niciunde de el încolo de Facebook, așa nu intră nici dracu. Mulțumesc, Andrei, spor la joc. Ba, atâta îmi place, ți-l recomand dacă vreodată o să ai ocazia. E super, super, super fain. M-a prins mult jocul ăsta. Gata, îi dăm. Nu mai așteptăm nimic. Nu este timp de pierdut. Disperă că vibrează ăsta de la... Vibrează microfonul de la laptop, să mă arăt unde să-l pun, îl pun aici așa. E ok? Cred că e ok.
Bun, toti. Gata. Vibrare silențios, bun. Pus pe silențios să nu mă deranjeze. În sfârșit am făcut o cafea, ok. Tina send de foto. Riku, Riku, piticu. Bun. Ce trebuie să facă, nu mai știu. Dăm la journal. Travel to. Meet you now. Mamă, 3 km. Nu pot să-mi dau TP pe aici până. Stai că pot să-mi dau TP pe aici până. Nu? Nici aici. Ce bine că mi-am putut da TP acolo. Sunt așa bucuros. Altfel cu 1 km. Vântul bate încolo, deci încolo. Hia, hia! Ne luăm floricele că ne trebuie. Hia, hia! Nu ne batem, ne axăm strict pe poveste. Parcă văd 5 secunde după. Umugi Prefectur. Haide. În CG fix ca la. Cum îi zice? Am fost acolo la sâc. Tufărișurile de la sâc. Mac. În fine, am vrut să-i ajut, dar cred că mai mult i-am încurcat. Bă, dar mai am mult. Mă. Puțin cam mare harta asta. Se moară Franța. Eu cred că mi-am 100 de metri. Ok. Hia. 40. Nu cred că-s bine. Search for Mugi Cave.
Bă, da, unde Dumnezeu este cheiul. Un cheiu n-ar trebui să intri dintr-o parte. Nu zic că ăștia să intre deasupra. Uite acolo ceva. Aparent nimic. Uite acolo e un cave. Ah, nu, nu e niciun cave. Sau aici? Nu-s bine deloc, în spate trebuie să mă duc. Mă bate rău. Nu ce ar trebui. Opa. Discover un obiectiv. Aici e, frate. Mi-a dat și un trofeu. Halt, Ronin. State your business. I'm not a Ronin. My name is Jin Sakai. A samurai? Lady Sanjo will want to see you. She's in charge of a Mugi Cove. Please, come with me. This way, my lord. It's important you speak to the lady. Marian, mersi frumos de share, nu știu dacă ești pe aici. Țigan Țigănescu. De unde satana știu numele ăsta? Bă, tu ești Dracu? Ăla, prietenul lui Casif? Cum satana a intrat aici? N-ai mai intrat pe contul ăla de Firelist, așa e? Sunt aproape sigur că n-ai intrat. Unde a dispărut ăla? Follow the guard to meet. Bă, deci să mor. O luat-o într-o parte și pe aia nu mai am văzut unde. Dracu 125. Ce mai faci, bossule? Cel mai de bun om pe care îl cunosc. De unde satana a intrat? De pe Instagram sau de unde? Bă, deci l-am pierdut pe ăla să moară Franța. Trebuie să morg sus aici. Bate de... Deci l-am pierdut pe prostul, familie. Lord Sakai, this is Lady Sanjo. Welcome to Umugi Cove. Păi sunt abonat, o să intru. Deci e clar, n-ai mai intrat. Thankfully, no. Bă, să nu vizi contul, că știu că să vând conturile. Anyone who draws a weapon answers to my men. Rest ce mai faci? Câți ani ai acum, că nu mai știu. So long as you abide by that same rule. Now please, tell me how I may help you. I'm looking for a smuggler named Goro. Interesting. He is downstairs, having his third bottle of sake. Sake, asta e țuică. Enjoy your visit with him. Thank you. Come see me again sometime. I think we can help each other. Speak with Goro.
Where the fuck is Goro? Hai, acolo jos că-l văd. 17 fac 18. Uuu, așa ești de mare. Eu nu știu ce aveam impresia că ești mult mai mic. La cât de delău ești să mori, mă mir că... că mai ești printre noi. Om nebun. La propriu. We must all be someone. Who must you be? Lord Sucker. Ia să văd de când ai mai intrat pe contul ăla diferit. Acum am văd eu. I'm very much alive. But my patience is dying. Lord Shimura asks that you repay your debt to him. He's alive? What does he want? To deliver a message to the mainland. I charged a lot for that trip, even before the Mongol blockade. Acum 11 săptămâni a intrat. Fute. Then I have no choice. After Komaga Beach, I thought my debt to Lord Shimura was erased. That's why I was drinking. To celebrate. Vreau acum ce să facem? Mourn the samurai. Those warriors died protecting men like me. If that's how you feel, find your courage. Help us avenge. De unde ești, dracule, că nu mai știu. Mai intri pe la Cassif pe acolo. When you deliver Lord Shimura's message. This is my home. Come in. No, come in și nu închide ușa în față. Getting past that Mongol blockade won't be easy. Do you have Lord Shimura's message? He has it. At his camp on the Yakushima coast. Ah, I can work with it. Bagă niște pornoace la download. One of my boats is hidden near Fort Mitodake. This map shows where I'll wait on the coast road. Acum au trecut ai mei prin Dej, vin la Sibiu. Open up, Goro! Nu ar fost la Baia Mare. Shit! I didn't call for Ronin. 3 ore de la Dej până la Sibiu. What's your business with Goro? Private. We'll be back. Poți să-mi dau TP? Trebuie să văd un... Oh, nice! Uite, poți să-mi dau TP. Fine. Bă, dacă ați avea drumuri mai bune pe acolo prin zonă, ar fi super. Mai faci pe DJ-ul, mă? Au fost interzise petrecerile. Din toamnă n-am mai avut niciunul, dar... S-o dat drumul acum iară. La treabă. Tu ce mai joci? Bă, ta-mi place jocul ăsta. Până la 5 am băgat azi noapte. Dar și are grafică, frate, să-mi bag picioară. Adică e blana os. Vila mă, nu vin, frate, că e multă distanță, știi? Adică mă benzină, na, și-s multe scule. Nu se merită. Ras de eu zăgrămat unde-i scorcea? Păi o să intru acolo, la casiv. Hai să trăiești! Ce vară dă-i boss-ul, bă, deci să mori, m-o prins rău jocul ăsta. Îmi băgam până la 5 dimineața. Dar m-am uitat azi noapte și... pentru prima dată la trofee să văd cam care-i mersul. Și mi-au zis că să fac multe salvări, că cică să corupe nu știu ce. Adică cică dacă intri într-un Tales din ăsta, să-l faci până la capăt. Știi? Că dacă nu s-ar putea să nu-l... să nu, nu știu, broken game, ceva, nu știu, n-am înțeles exact. Și mai încă un trofeu care ar trebui să-l fac... Nu știu câți oameni, dacă poți să te uiți să-mi zici câți oameni trebuie să împing de pe munte, să dau că e jos. La Vâlcica, n-am avut treabă cu ceva.
Nu am avut treabă cu ceva. A, poate s-o fi rezolvat între timp. Căci că dacă intri într-un din ăsta și nu îl faci până la capăt, se blochează și se duce tot progresul. Și că e într-un fel de trebuie să dai jos cu oamenii de pe munte. Te uiți cât trebuie să omor ca să nu mai intru eu. Da, păi nu, asta chiar nu vreau să folosesc, că n-ai de ce să folosești ghid. Parcă erau mai mulți, fra, vreo 20. I will petition the Shogun for reinforcements. Goro is ready. He will meet us nearby, then lead us to his boat. Take a moment. Arrive when the time is right. Take this moment to prepare for battle. Yes, Uncle. Unu. E super joc, mă, deci de mult mai m-a prins așa un joc. And keep watch for our smuggler. Eu așa mi-aduc aminte. Las că mă uit, mă trebuie să dau la fiecare trofeu să-mi arate show details ăla, știi? E pe complicat. Trebuie să găsesc aici undeva unde o să fie munte, să dau cu unul jos. Până acum nu cred că am avut. I'm curious how you met Goro. I caught him selling Chinese silk forbidden by Shogun decree. Mi-am luat armura lui tata. He could have been flogged, but you saw a better path. E printre singurele jocuri de m-a prins. E superb. Numai Cyberpunk cu cel am mai jucat așa. E o bază. Many ships. Can Goro evade them all? He has no choice. What will we do if they catch us, my lord? Do not fear death, Kotaro. Keep with courage. Căci că dacă termin jocul, nu mai ai după aia unde să faci. Where is your boat? This way. I'm happy you're alive, my lord. Thank you for agreeing to settle your debt. I'll do my best, but I fear the Mongols will see. Azi nu pot să joc decât vreo 3 ore, că vin ai mei la mine. Da, Cyberpunk aștepta upgrade la peste. Nu merge nici versiunea asta pe aia de peste 5. Nu cred că o scot anul ăsta. E PS, da, e făcut de Sony pentru PlayStation. Goro, we will draw the enemy's attention to the fort. Sail when you hear the fighting. Uite aici, s-ar putea să pot să dau. Băgat Days Gone pe PC? Sincer nu știu, dar cred că merge, nu? Mamă, cât m-am chinuit și la Days Gone-ul ăla cu niște trofee, bată-le Dumnezeu. De la să faci drift cu motoreta. Deci, nu știu cum se vede 4K, deci incredibil de jocul ăsta. But they cannot attack all at once. How long can we keep the element of surprise? Only until we see the enemy. Then we strike. Mongols ahead. We could avoid them. Turn your back on a foe, and you will die with a sword stuck in it. Ce dealer e ăsta? Păi ce facem, le-o dăm? Îți văd ceva ce nebunul. Îi pe ei, îi pe ei. N-ai ce cu nebunul.
Are you ready, Uncle? Kill their strongest first. I'm dato. Так, acum vin. Dacă avea combatul din For Honor era și mai super. Nu știu, dar e super fain, deci ți-l recomand, dracule, dacă o să prinzi un PS cândva. E super jocul. Grafică, combat. Nu te obișnuiești imediat cu jocul, e foarte natural, așa, nu știu cum să zic. Oh, shit. Uite ea. Dar gen, cum să fac? Mai ești pe aici rădoi? Trebuie să sar cumva pe el? Sau cum Dumnezeu trebuie să fac? Ca să-l arunc de pe... Că aici, de exemplu, e destul de sus. Ce tare că ăsta chiar îi omoară, știi, că de obicei nu te prea ajută oamenii care sunt cu tine. Fra, nu vii Discord. Nu poți să intri, adică degeaba că nu te auzi pe live dacă vorbești. Intru după, știi, intru pe laptop. O să bagi și pe PlayStation Discord, dar la anul, ci că... Sau dacă te gândești ce vrei să zici, să pe genul ăla. Ah, ok. S-am zis, pentru majorat nu, e foarte departe. Vește că am sculele la Deva. Vreo 300 de lei bag numai benzină până acum. Eu sunt azi, cam și remorcă, nu, cu pași, cu astea, cu lumini, cu toate prostiile. Bă, am nimerit. Poveste a scris că n-am înțeles ce. Nu mai știu de ce am ieșit de acolo. M-am certat toată cu Pini. Nu mai știu ce s-a întâmplat. Nu mai știu. Dar de câțiva ani am ieșit.
Rădoi, mai ești boss-ul, ajută-mă cu trofeul ăla, te rog. Stai să-mi pun... What the fuck? Uite aici a... Bă, se trage, dar nu știu de unde, cred că de acolo zis așa, nu? Rădoi, ajută-mă! Ce mai poți ordi de pe aici? Nu apare nimic. Ce se bază de ăștia, mă? Îi rup. Ok. Să moară, Franț. Stai un pic, stai să mă uit un pic la trofeul ăla, că nu mă ajută Rădoi cu nimic. Uo, power up. Cum se numește și cum se face? Se numește, să se scriu Ghost of Tsushi. Nu știu cum se scrie Tsushima asta. A scris numai, bun. There is cum Dumnezeu? Bla 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 bla. Dark Souls game similar to season. Ok. Și cum se numește? Ok. Aha. Have a nice fall. Have a nice fall. Ia să vedem. Cum îl fac băieții? Acest trofeu minunat. Băi, sunt fericit că a băgat Gizion pe PC. L-am platinat. A fost printre primele jocuri jucate de mine pe PlayStation. Oh, shit. Nu cred că am skill-ul ăla.
Trebuie să văd. Deci la evasion. Techniques. La evasion. Charging to enemies while sprinting to ignore them backward. Pe și cum dau sprinting. L3 to sprint și după aia apăs O. Deci L3 și după aia O. Bun, hai că easy game. Ah, trebuie să fie pun cliff. Ah, shit, nașpa. Asta e, un meci mai prost. Bun. Te măcar să învăț cum se face. Deci apăs, ma. Puteai să fac jos, că acolo n-am nicio șansă. Nu merge, fra. Zice L3 to sprint. Nu merge. Portul de copii care scrie un meci mai prost. Serios? De la cine? Asta e vorba lui... Adică nu, toți îl folosesc ăștia cu cantul. Palași ăștia. The Mongols have seen them. Their attack ships are faster. Our men are defenseless. No, they have us. We have Hwacha. A weapon of the enemy. Not samurai. Saving our people is all that matters. You know how to fire this. I'll learn. Destroy the Mongol ships. Ooh. Leave the guards to me. Uncle. We will not die here, my boy. The Mongols sent boarding parties. Don't let their boats reach Goro. Ce fain e asta. The Mongol ships are in flames. Ooh, I really like this. Mai trebuie să bat ceva, că nu mi-a mai pare nimic. Hei, shit. Mama, astea mari trebuie să le sparg. Salut, Andrei! Fratele, treci pe zonă. Unde ești? Tot în Holland. Mamă, cât e. Bă, e unul aici mic. Bă, cam iaș. Nu l-am văzut pe ăsta micul. Mamă, i-am spart. You taught me to fight. I couldn't disappoint you. And you never have. Aici da multe ploaie. Bă, și la noi o ploaie săptămâna asta. A ieșit Crișul. La baia de Criș. A ieșit Crișul la baia de Criș. Included an announcement. Vezi cum ești. I wish to formally adopt you as my son. In my heart, you have always been here. When this war ends, you will make it official.
day our people will look to you as their leader. You will become their honorable Jito, backed by all the power of the Shogun. I hope I can serve them as well as you have. I know you will. We must finish our preparations while we wait for the Shogun's reinforcements. What are your orders? We need to bolster my army. Help your friend recruit the people of Yarikawa to our cause. I'll meet you soon. When you're ready, meet me at our staging camp in Kubara. Muncă și cam atâta, să vină vara. Adevărat, mamă. Bericică partiuri. Vii pe acasă? Cu cine mai ții legătura așa de pe acasă? Ce ciudat că cu tine mă întâlnesc așa random, pe la Deva, prin... pe la gară, pe... Eu știm că ești în Olanda. În fin. Să vedem. Bun. Legend Storyteller. Nu prea cu nimeni, nu știu dacă mă duc în țară, poate fac un concediu în Anglia. Ah, nice. Ai pe cineva pe acolo? Păi nu știu, atâta mi se pare de trist acasă. Pe geam cu drag la brada pe acum. No, thank you. Ia să vedem, să mai facem... să mai facem... ce? Recruit the people of to form an army. Okay, okay. Quickly, Sora. Ceva cunoștințe. E fain că mai nu știu cum să zic. Eu nu știu, sincer spun, nu știu să mențin o prietenie, nu știu, abar n-am. Adică mereu când scriu cuiva, am impresia că, adică nu știu cum să spun, oricine îți scrie e ca și cum ar avea nevoie de ceva la tine, nimeni nu te întreabă ce faci, adică chiar e curios de tine. Poate ești prea pesimistă. Nu știu ce să zic, numărul ăsta 13 dacă nu a dus. Noroc sau... am stat din ianuarie până în martie și e tare urât acasă, mă, băi, cancer. Nici mai cu cine să ieși robere, să mor. Bă, nu-s bine, mă. Ia stai așa. Să mă uit un pic pe hartă. Eu n-am nicio treabă, frate, nici nu trebuie să merg prin baza asta, what the fuck. Te întreb eu câteodată, ești cel mai bun prieten al omului. Ce depresiv pare. Nu, chiar ești foarte bine, dar mă refer așa la capitolul... la capitolul prieten. O să vezi, dracule, că ești mic acum. O să vezi, mai târziu. Cum o să dispară tot. Mamă, ce mi-a dat mare capac. Zic eu-s bine, înțelegi? M-am obișnuit singur, știi? N-am nicio treabă. Un prieten, doi și... Doamne ajută! Ce cu aia? Eu n-am prieten. Așa e cel mai bine. Mai bine să fii... să nu fii dezamăgit, știi? Pe vezi, dacă au dispărut, nu sunt prieteni, adevărat. La un moment dat așteptam fiecare să te dezamăgească. Dacă zic trădeze, sună chiar dramatic, cum zice dracu.
Bine, nici nu m-am certat sau ceva, dar pur și simplu fiecare și-a văzut de viața lui și Doamne ajută. Ce e aici? De ce m-a adus aici? O, ce doarme asta. Bă! Jin, you made it. Adică nu, mă bucur pentru fiecare dintre first year prieteni că sunt ok și cu familie și cu Doamne ajute. Am pe Hubi și ceva cunoștințe. Hubi fiind iubita ta. Nici eu n-am, de-aia nu dispare nimeni. Happy! Numărul 13. Pleșa boss. Dar ce bine intra cafeaua asta. Te cântră niște. There's a hidden entrance. From when we were children. Even if it's still there, we can't reach it. It's worth a try. In our place, we can scout for a way around the Mongol siege. Mamă, e apă minerală, nu mă așteptam. Speram să fie apă, plat. Să dai și tu o muiță? What? Bă, nu știu ce zice acolo. It's strange being back after so many years. Everywhere I look brings back memories. I'm trying not to look so hard. Da, bine, mai îndreiez la autură cu motorul. Mamă, ce motor ai, boss-ul? Hai grijă. 49? De centimetri? Mamă, ce fain se vede. Dar vreau să mă bat. I don't want to see this. You've seen worse. But this was home. I had the same fears about returning to Ormi village. But you have to face your past. Our home surrounded. Yarikawa doesn't stand a chance. You know, where's the hidden entrance? See that river near the town walls? Get us that far, and I'll do the rest. We can't sneak past an army. And even if we find an entrance, what if the Mongols see us? We'll sentence the town to death. Tucker, I stake my life on your metalwork. Now it's your turn to trust me. Yes, my lord. I don't see how we can make it to the river. We'll find a way. We'll take the fight to the Mongols. Draw them off. Please. No. Trust my back, we. The walls won't keep this many Mongols out. Azamo Bey fell. Yarikawa will too. I know these people. They'll choose death before slavery. Hidden entrance used to be over there, behind that white tree. Let's hope the Mongols haven't found it. Ooh, hidden entrance. Once we reach the water, it should be easy to find the entrance without being spotted. That's our plan? Sneak through the biggest Mongol camp I've ever seen? Then hope the secret entrance we used as children... Te-ai mai fost pe la prat? Am fost o singură dată. Acum vreo două luni. Am mai avut una bucată bunică, murit, a fost o mormântare. Și cam atât. Și gândește-te că eu sunt la o oră și ceva, dar pur și simplu nu mă atrage ideea. Acum vine fratele meu cu mama pe la mine. Dar unde satana trebuie să ajung, că nu... Seamănă mult cu For Honor ca poveste. Păi, nu, e cu o insulă, Tsushima. Fuck.
invadată de mongoli și ăștia se chinuie câțiva samurai care au mai rămas. E clar, e haos total. Bă, țitei. Bă, eu n-am nicio treabă cu jocurile astea stealth, așa, gen Hitman. Eu sunt pe bătăi. Let's go. This was your idea. I need to prove my worth to your uncle. Earn us passage off this island. Loved it, dear. You were too young to know how it really was. Mariko was an ugly place for a girl without a handful of rice to her name. Is that why you left? No. I got us in trouble. Ăștia vorbesc, știi? M-au văzut. Pe când se suflă în hornul vieții. Mamă, cât sunt acolo? Are două episoade For Honor în care te prezinți ca invadator al Japoniei, Imperiu, și după un timp se schimbă și devii samurai în defensivă, adică fix ce vrei. For Honor, așa se numește? L-am văzut undeva cu... Adică știu cum arată. Nu mă atrăgea ideea asta de samurai, de chestii de astea. Jocul a apărut acum un an, dar... Nu mă atrăgea deloc ideea de samurai, de... Orezar din ăștia, dar e super, super fain. Prea mulți, frate, să moară, n-ai ce. Pe aici e gard peste tot. Hai că încerc și pe aici. Opa! I can't keep going. Just follow Jin to the river. Care morților mă tot văd atâta? Dar are cam 6 în total, adică cum să le zic, nivele. Ah, ok. Dar jocul e doar unul, For Honor, nu? Per total așa, e doar un joc. Mamă, uite-l pe ăsta. Să moară. Unde a dispărut Hidden Entrance-ul vieții? A Shimura samurai. Shimura always lost. Interesting choice. Mă, să mă uit, că începe să-mi placă ideea asta de samurai shit. A, uite acolo. Sperăm că nu mai e pe aici Andy. Oh, shit. Sperăm că nu mă văd proștii familiei. Ce frumos, pe aici prin cascadă. Probably why they've held out this long. When we get up there, let me do it. It's your hometown. Who are you? How did you get in? My brother and I were born here. Ce mă dor urechile de la chestiile astea. But we're here to help you break their siege. First tell me the name of the dead samurai you stole your gear from. He's not a thief. He's the ghost. The ghost. I'll take you to Ujimasa. Ujimasa. Find your step. We're all armed here. Run and tell the steward. Te simți aici ca la... What was the name of Lord Yarikawa's youngest son? Ca la Casif pe stream, că nici el nu avea mulți oameni. Bine, nici nu m-am ținut. Fac o dată pe lună. De două ori pe lună, live-uri. The Mongols are crossing the bridge. You three, follow. Dar începi în evul mediu ca și Longsword, cavaler pâlmâu?
Vă samurai, poveștile din Battlefield. Ah, ok. Interesant, o să mă uit, să văd. It's their leader. Are they going to attack? Let's find out what they want. Anmar Min, people of Yarikawa, I am Temuge, leader of this war band. I learned your speech, so I may offer you a future. Open your gates before my camp flies the black flag, and you will know great mercy. Ce să bade ăștia, mă? And you will know terrible misery. Choose your future, Yarikawa. They're leaving. Let's go. If Yarikawa surrenders, Lord Shimura won't get his army. Don't worry. They're too stubborn to surrender. If they don't, it will be a bloodbath. They need my uncle as much as he needs them. United, we can beat back the invaders. People here have bad memories of Lord Shimura. If they're going to survive, Yarikawa needs to let go of the past. Easier said than done. Ujima-san knows you're here. You two go ahead. I want to check on the swordsmith. Lord Sakai. Ah, unor soldați din diferite vreuni. Dar parcă e vechi asta, For Honor. Așa parcă îmi amintesc, e vechiut. Must be careful. As he punished my once family for inciting rebellion against your Jito. That was years ago. We've all got bigger problems now. Who's this? Your servant? I was born here. Yet you're aiding Clan Shimura. No, I'm fighting for Lord Sakai. For the ghost. We can help break the siege outside your walls. In return, Lord Shimura requests your help. The Mongols want to conquer the mainland. They will lose interest in us. And Yarikawa will survive. Like we all 2017, dar arată bine și combatul e foarte dezvoltat. Cu blocajul cu... Let's find Taka. Ujima-sa is a fool. Am așa multe jocuri de jucat și acum începe trecerea, nu știu dacă o să mai prea am timp. Vreau să joc... What the fuck? Vreau să joc măcar astea care le-am pe CD ca să le vând, știi? Ai în subordine mai mulți soldați. Șef pe soldații, să? Ujima-sa thinks they can outlast the siege. The smith told me all the best archers left to fight the Mongols against Ujimasa's orders. They've been missing for days. They may help us break the Mongol siege and win the town's support. Meet me in old Yarikawa when you can. We'll look for them there. And show Yarikawa how to fight back. Deci trebuie să găsești niște arcași. Ok. The walls of Yarikawa. Yarikawa. Hai să vedem în ce să mai băgăm puncte. Tehnics Samurai. Băgăm un pic și aici, că n-avem deloc. Aici la ghost, nu știu dacă are rost. La samurai aici, la evasion. Nu știu astea, follow the guiding to where you can. Nu știu ce să bag. Asta da, frac, tot timpul mi-a viață când sar de pe chestii. The one you used to hammer out your sword.
Ai, de pui mei. Nu mai pot să fac și eu upgrade ceva. Katana. Mamă, ce le-o dau acum. Lăsa într-un nimic. Îl am pe Steam. Dacă vrei să dau contul când ai chef, mă anunț. Păi eu joc numai pe PlayStation. Că altfel, nu știu, nu mai mă pot juca pe laptop astea, știi? Deci trebuie să fie și pe PlayStation. Uite aici se face armura, nu? O să-mi bat piciorul. I can make for you, my lord. I'm sorry. I need more for that. O samba, piciorul, că te prosti trebuie ca să faci upgrade-uri. În fine. Mergem la treabă. Păi tot îmi ia viață. Am crezut că nu mai ia viață când sar, că sunt nebun. Deci e baza lui proștie și am intrat fix în trei. O iau așa mai palmat. Abia aștept să-i bat. I wanted to help Lord Sakai. If I stayed in Yarikawa, I'd be useless. Better useless than dead. We're searching for missing soldiers. You're not trained for this. I can learn. And I won't get in the way. Fine. But be careful. And listen to your sister. Yes, my lord. Any sign of the archers? Locals have seen them in this area, but we haven't. Let's look around. Unde dracu s-ar ascuns arcerii? La băute? Clar, la birt. La birtuțul din pădure. Someone killed them. It wasn't us. Arrow wounds. Where are the arrows? Pulled out to reuse them. Sign of a skilled archer. Tracks. Three, four men. Can you tell where they went? Let's find out. We used to come here to catch crickets. At least once a week. Then we'd weave tiny bamboo cages for them. Do you remember why we came here to catch crickets? No. To catch crickets. Our mother. When she was angry and looking for someone to blame, the crickets kept you busy. The tracks lead to this house. Didn't the samurai live here? You want a match against that trap? Back up! Oh,
be more careful. We should check the house. I'll look out here. Bear ate most of their food. Maybe that's why I'm still alive. He wasn't hungry. Was on mats. They've been sleeping here. At least the bear didn't get them. Arrowheads, bowstrings, hide to make adhesive. The archers must have been here. Jin! Taka! I found something! The firewood is still warm. The archers were staying in the house. They must be close. Unde dracu să știu? We stole the Mongols' explosive barrels. I like those archers. Tracks here. They are heading up the hill toward that ridge. They're staying low for a reason. Keep your heads down. Unde e scălui, văd? Ah, uite, bate. Erau ni... Salut. A samurai! Alive! Get over here! Am vrut să le dau. What's left of them? The Mongols caught us raiding a camp for supplies. They barely got away. What about the others? Captured. We tracked them here. We can help you free them. Bă, la plouă, nu mai ies cu motorul. La Sibiu nu plouă, dar a fost foarte urât toată săptămâna. Că e și frig, adică chiar dacă nu plouă, țug. Prison caravan. Looks like the Mongols are preparing to move. Headed for a garrison on the other side of Utyarikawa. We need to strike now, before they leave. There's your archers. All in good health. The sooner we free them, the better. Bad idea to rush in. We know where they're headed. We can set an ambush along the route. The terrain isn't good for an ambush. What about old Yarikawa? Rooftops on both sides of the road. We can even use your stolen explosives. You found that, huh? I like the way you think. Good. Let's move before the Mongols do. The Mongols are headed this way. Taka, get inside one of the houses. No. I'm staying out here. I can fight too. Jin, tell him. Taka can decide for himself. Then you can watch out for him. Să urcă ăștia pe casă să moară, frânt. Are you scared? No. Not really. Little? A little. Yuna's never afraid. You're probably like that too. I know it doesn't seem like it, but we're all afraid sometimes. Even Yuna. Even you? Yes. When the Mongols took my uncle. I was afraid I'd lose the only family I have left. That's how your sister feels about you. Without her, I'd be dead. So would I. There they are. I'll shoot the barrels when the Mongols get close. Lord Saka, I'm not ready. You can do this, Taka. Just take your fear and use it. Yes, my lord. Now, my lord? Not yet. They're close enough now, right? No mercy!
them! Nu, deci când se întoarce ăla, nu prea mai ai cum să te ferești. Ce să te bată ăștia? What the f- Mai ești? A, o vine ăștia de peste tot. Ăsta e de-al meu. Uite-l pe ăla e pe cas, să moară front. Lord Sakai! Good work, Daikoku. Take your men back to Yarikawa Stronghold. Right away. I know you're a Sakai. But you didn't mention you're the ghost. Will we have your help breaking the siege? If Ujimasa accepts it. I'll make sure he does. The stories are true. I've never seen anyone fight like you. Taka, go with Daikoku. I need a moment with Jin. I'll see you back home. We did it! We did it! Taka could have been we killed, did it. Jin. I saw him fall. He's fine. He did everything perfectly. I shouldn't have let him fight. You know. I know you want to protect him, but you're holding him back. Taka's not a fighter. He could become one. You don't know my brother like I do. You can't always be the one to defend him. I'll decide what's best for Taka. You look after your own family. I need to go back. We still need to end the siege. I'll see you there. I'll see you there. Să văd în ce se mai bag aici. Easy. Lord Sakai. Lord Sakai, you're back.
Taka. Yarikawa has a fighting chance because of our efforts. You should be proud. I am, my lord. But the Mongols are growing restless outside. We showed them Yarikawa won't surrender. Now they won't pay back. Will they attack tonight? Unlikely. They'll give us a sleepless night, then attack tomorrow, when we're exhausted. Get some rest while you can. Get some rest while you can! I almost forgot. Yuna is in the keep. She wants you to meet her there. Thank you, Tucker. Ce înseamnă keep? Lord Sakai. Salut. M-am urtat cu ăsta pe jos. Unde Dumnezeu e femeia asta? Oricam tân pot, fac pariu. Ce să mai ciordim de pe aici? Opa! Uite-o până e bună, Iisus. You're awake too. I killed the samurai. A chance to a bunch of farmers have. Kenji spent the rest of the day wearing one sandal. This is terrible. My mother loved it. She used to drink it like water. Sakai, you know. She gets so mad when she ran out. Yelled at us. Where's my tea? Dai, chai. Sounds like a demanding woman. She broke Taka's arm when he was 6. I took him away. Ran as far from her as we could get. We heard they found her a month later. Face down in the street. You were brave to protect your brother. Sometimes our only choice is to walk away from everything we know. Și ne batem și noi azi. Puțină acțiune. Yuna! Jin, this is it! To the gates! Whatever happens, we don't retreat. Jin! Yuna! The Mongols! Let's go! How close? They're at the main gates. If they get through, we'll stop them! There he is! The ghost! The ghost! Save us!
Use the goat. Can't fight. Get them to the keep. Everyone, take shelter in the keep. Quickly. They're at the gate. They're attacking. They'll breach the gate. Stand your ground. Every Mongol who sets foot inside our walls will die. Don't let them past you. Archers, cut them down. Oh, Yurikawa! For the gold! Shit. Oh shit, that's something. Shit, чему да просто. Am bat piciorul la cameră, nu mai văd nimic. Here. They're falling back. We barely damaged them. What are they up to? Trying to lure us out? No. Hold them off as long as you can, then fall back to the keep. I'll deal with the siege weapons. I should come with you. No, Taka needs you. Yeah.
să bați, mă, de ăștia, că îi rup. Vreți să mai batem și pe aici câțiva? Morții tăi, care tot trage, că îl sparg. Tu tragi, mă? Deci mai suport arcașii vieții. Bine pe ținte, Andrei, nicio treabă, mă, să mă! This girl is on fire. Mă, ia să mai mă uit un pic, cum se face? Deflection. Evasion. Charging to enemies while sprinting to knock them backward. Salut, George! Grătar de Brad City. eram în flăcări, așa. Bă, mă tot gândesc la ce mi-ai zis și nu știu. Sper să nu fie nevoie de operație, că e nașpa. Adică ești sigur? Adică nevralgie. intercostală, așa ai zis. Sigur nu-i ceva răceală. De fapt, dacă ți-ai făcut anul trecut analize. Bă, deci nu știu să fac o chestie. Deci, L3 to sprint. După care apăs O. Da, dar pe nu știu, fra, cum să fac. Stai să văd. Salut, Alex! Ce faci, Alex, tati? Stai că nu știu să fac o chestie aici. Deci, el așa fuge, da? El așa merge normal, pe o fuge. Ia să văd dacă îmi reușește. Ah, deci merge, fra. Stai să-l duc mai aproape. Du-te-mă mai pe margine. O, ce mă disperă asta. Du-te-mă mai pe margine, așa, să pot să stau cu tine. Bă. Mă disperă prostul ăsta. Nu mai e niciunul pe aici. Trebuie să dau cu el jos de pe munte, știi? Și nu știu cum se face. Așa, așa, așa. Futu-ți! Era să pic eu. Deci nu se bagă, trebuie să se bage cu umărul în el și nu se bagă. Nu înțeleg. Na, s-a urcat acolo.
Deci să-ți explic, chestia asta a pornit de la faptul că fac facultate online și stau 10 ore plus pe zi la calculator și cum am fost și restricțiune la sport. Serios? Mă rog la FIFA să-mi fac niște nervi. L-au băgat gratuit, parcă FIFA la EA Play. A murit, fra. Atât o tras ăsta în mine de a murit. N-am mai zis nimic. Mă chinui să fac un achievement. Trebuie să dau cu unul jos. Uite, nici măcar nu mai... Nu mai mi-l dă pe ăsta, așa-i? Oh, mi-a salvat aici sus morții lui. Da, stai. Un meci mai prost. Tu-ți dai seama, mă, să faci o chestie că stai la calculator. Că stai prea mult. Ce face sedentarismul ăsta? Și s-au contractat ceva mușchi și nervi în zona coastelor, iar ca să scap permanent de asta aș putea să mă operez. Doar mă ține sub control. S-au contractat mușchi, s-a-mi bat piciorul. Cine se poate, nu știu, cu kinetoterapie, cu ceva, dracu. Eu nu cred că nu se poate numai cu operație. Eu când aud de operație... Să mai ciordim de aici. Chiar îmi pare rău, George, nu știu, sper să te faci bine. Cum dracu să fac, mă, să nebunesc? Mamă, ce-mi dă ăsta? Nu se bagă în el, mă. Nu știu ce... Nu, un pic, că trebuie să mă uit pe YouTube, că nebunesc. Am întrebat, m-am interesat și tot așa ține doar sub control prostia aia. Vedi că o să lafă în vară, mă duc la niște analize. Mi-ar plăcea să fac o și cu Sony un parteneriat să bage jocuri de free. Da, ai cum, frate, ei trăiesc practic din jocurile astea exclusive, dar le bagă peste câțiva ani pe PC, n-ai văzut? Trebuie un pic să caut ăsta, să văd cum fac alții pe YouTube-ul acesta. Have... Trebuie să fac un achievement și nu. Have a nice fall, Ghost of Tsushima. Ia să vedem. Kill an enemy with fall damage by knocking them off a ledge. This will require either the ability from wind. Ce? What? Stai. Or the strength and typhoon kick from the wind stands 3. Unde la mea wind stands 3 ăla? O secundă, că trebuie să mă uit aici la o chestie. Deci, Wind Strength 3. Wind. Nu cred că e aici. Deci se numește Typhoon Kick. Typhoon Kick. Uite-l. Și cum se face? Aaaa, ține apăsat pe ăsta. Nice, nice. Deci trebuie să pun spirul. Ok, gata, cred că știu. Asta seamănă cu asta să înscriu. E superb jocul, de joc de ieri. De când m-am apucat de el, în continuu am dormit. Nu știu, așa joc. Cât un joc când mă prinde e haos. Deci trebuie să țin apăsat pe... Stai, mă, un pic, mă, lasă-mă să respir. Lasă, bine că m-am omorât.
Am orașul în iulie și a găsit mami un doctor foarte bun din zonă și o să vă dorim de ceva exercițiu. Bă, nu știu, fă orice poți să eviți, să eviți astea, că e nașpa cu... Stai o secundă, că nebunesc, nu mai știu nici butoanele acum. Deci trebuie să țin apăsat pe... Bă, dar mă las un pic să respir și eu azi în viața asta. M-a picat? Mi-a dat trofeul. Este acum. Vă rup să moară Franț. Nu, am murit odată. Îi dăm pe... Așa, hai tati, hai să ne bat. Hai dacă suntem jmecheri. Stai să-i bat pe ea care trag cu foc. Fucu-vă. M-ați omorât voi de nu știu câte ori. Tu vă n-aripați. Huo! I-am rupt. Ia să vedem ce se întâmplă. Broke through the walls. But we can still drive them out. It won't be easy to get back to the stronghold. Da? Faci figuri, nu? Hai să vedem. Mamă, am băgat pe ăștia în casă. Ce se bază de ăștia, mă? So easy, oh my god. Este din ăla mare, ai de pula mea. Oh, că am picat și ăsta. Și dai seama că dacă mă operez, revin după picată pe la spate. Da, frate, dar nu înțeleg cum am nimic, nu știu. Mama, prietenele mele lucră în spital și nu... A lucrat în spital toată viața și nu știu, e foarte riscant cu orice, poți la tot felul de chestii din... Și nu știu dacă să fac, numai la privat dacă ai merge. Măcar poate să mai slăbești. Eu zic să încerci toate posibilitățile astea, masaje, chestii, creme, tăcă. Imposibil, nu știu ce să zic. Să-mi zici eventual cum îi zici, o să scriu eu pe Facebook, să întreb pe mama. Mă, prietena mea, ce știe de... Unde trebuie să merg?
acolo, nu? Mamă, i-a rupt pe ăștia. Nu știu, eu vreau să zic că, de exemplu, m-am prietene mele, m-au fost medic, am ieșit la pensie, dar nu se compară, frac, ce lui acum. Adică eu am vândut handsfree-ul wireless la medicii de acum. Ca să înțelegi, deci ferească Dumnezeu să te îmbolnăvește în ziua de azi. Bine, nu zic că tot, dar nu se compară la față de aici. Față de ce medicină se făcea... Adică și-am terminat ingineria, dar nu mă pot compara cu tata lui, prietena mea care a fost inginer, deci... Să făceam o școală, nu ce facem noi acum, iată așa. Așa, mă. Mamă, ce are ăsta? Dita mai shotgun-ul să moară, aia. Mamă, mă rupe ăsta. Hai să mai ciordim cine chestii de pe aici. Din ce am auzit chestia asta, e una destul de rară. Asta e viața. Chestiile de genul ăsta, că... Bă, știi cum e, că unele chestii le poți evita, dar... Așa suntem noi, că și eu la fel. Cu puțin spor, că poți face spor și acasă, știi? În pandemie am pus 8 kg pe mine. Te leneși în pana mea. Adică unele chestii se pot evita, știi? Asta vreau să zic. Ce fac, Codruța? N-ai mai fost pe la mine, Codruța, ai prieten acum. Nu știu cum arată prietenul tău, dar am văzut că ai prieteni. Nu? Parcă s-au confundat, dar nu cred. Parcă era frumușel, așa. Abia aștept să mă bat cu ăsta. Îl rup. Lego. Nu e prietenul meu. Pe cum? Că ai pus o grămadă de poze că... Alma te plimbă, are mașină, așa e. Are mașină, e clar. Ai terminat-o 12 acum? Coleg de clasă, da. And I have killed men like you all across our island. Your blood will soak the island! Careful, Temuge. You can't get Kotun's reward if you're dead. A lucky blow! We will not get another! Leave Tsushima now, and I might show you mercy. Yarikawa! We'll burn! Ce se bade ăsta așa? Uite ce slab e. But here, you die. Ghost! Zolpusuk! Deci alea erau poze din alea de terminat de 12? Termină 11, ai te pui mei cu Codruța, ce mică ești, cu Codruța. Mică, dar te plimbi prin... Cu băieții. Haide! Cioa, mă, i-am tăiat Vita. Mamă, eu ți-am zis că-l dat. Invaders, look at your general, run! Ce van, frate, că-i rup. People of Yarikawa, hunt every Mongol to the last man. Spare no one. For Yarikawa. Mamă, ce mi-a plăcut asta. Keep after them.
Kill nothing without taking damage to any ghost stance. No mercy! Kill them all! A luat damage, bă, că mi-aș... ce să bag? Bag în ăsta, nu? Ah, ți arată acolo, ți arată acolo în dreapta, acum văd. Mai întreabă unul, hai, hai. Unul mai întreabă, unul mai întreabă, hai. Fii atent că acum o să mă bat unul. Mi-a dat-o? Cred că s-a gătat filmulețul. Morții tăi. S-a gătat filmulețul și... ha, cât o să mă chinui. Fac în septembrie 18, cum să fiu mică? Deci pe Codruța o știu de la neveu, George. O dat de ea pe Omegle. Știi și... nu știu, acum vreo 2 ani, parcă. Poate mai bine. 3 ani. Și Codruța e fată deșteaptă, știi? Adică nu, nu a picat în șmecherile lui neveu, știi? Și no, după aia i-a dat moderator neveu și de acolo tot am stat la povești. Adică nu era fraierică din aia cum se astea pe Omega, știi? Că te mai uiți la ăștia care fac Omega. Acu 2 ani? 2 ani, adică... You can't just stay here and wait for the Mongols to try again. You say. Nu puteam să dau, nu pot să dau reload checkpoint. Am șters FIFA deja. Eu nu joc. Nu pot să joc FIFA, nu-mi place. Adică nu mai joc nimic ce mă enervează, ce-mi provoacă nervi. Dacă n-au picat în prostiile lui, respectele mele. Nu, s-a ținut tare. Mamă, i-am rupt. De așa un feeling jocul ăsta. The Ghost of Yarikawa. I-a rupt. FIFA Cancerounului. Da, pe toate jocurile astea de FIFA. Dacă nu bași bani în ele, trăzi din el Dumnezeu de joc ciclic. Pay to win, exact asta zicea. My men have started to believe he's invincible. You will prove them wrong. Abia aștept să-l bag pe ăsta. I don't care about the reward for Jean's head. Have you stopped caring for your loyal straw hats? Jean is the best swordsman on the island. My men can't kill him. There are many ways to eliminate a foe. Find another. Atât de somn nu mie, voi. Și eu m-am pus la 6 să dorm. What if we didn't have to kill him? Am jucat, stai să mă gândesc, 6, am jucat până la 12, vreo 16 ore am jucat ieri în continuu jocul ăsta. Am dormit și acum iară. Sunt foarte mulțumit care pică în prostii de genul. Sunt foarte multe care pică în prostii de genul chiar și la 20 de ani. Acum 2 seri când am dat de Dumnezeu pe om, așa mi-a schimbat starea. Acum 2 seri când am dat de Dumnezeu pe om, așa mi-a schimbat. Dumnezeu? Cum adică? A, stai că te-ai întâlnit cu pala și așa e pe Omega, l-ai pus-o din ăsta. Mamă, câte din astea trebuie să fac. Mi-e fomică, nu pot să mă joc azi mult, că mi-e fomică. Nu e din asta de făcut armuri aici pe insula asta. Ce asta? Opa, uite bug la jocul ăsta. Ai văzut? Am sărit acolo și
Mă bag la Warzone, acolo totul depinde de mine, adică aproape. Mai contează să nu prin contații în meci. Tu joci de pe Xbox, așa-i? Eu nu mai stau așa târziu, stau până la 22-23 maxim. Du-te că n-am dormit la 22 nici în generală. Nu pot, nu știu, mi-e dereglat somnul. De la petreceri, știi? De când suntem pe dreapta de un an, cu chefurile? Nice! Parcă mi-a mai revenit un pic, dar nu... Păi și de unde fac rost de supplies? Ah, supplies, gata, știu. Ce? De ce mi-a apărut chestia aia? Eu. Mamă. Bine, hai să vedem ce mai avem de făcut pe aici. Dăm la journal. A recon, speak with Lord. Mamă, un kilometru, am de mers pe jos. Să vedem că pot să-mi dau TP pe aici undeva. E cam mult de mers pe jos. Aici nu pot. Aici nu pot. Aici nu pot. Mamă, trebuie să merg cu căluțul. Da, se găsește serie X. Din câte știu, nu. E tot așa craftezi teme. Nu, doar îți faci upgrade la arc și la astea două katane. Atâta. Și la armură. Astea trei. Altceva nu-ți faci, dar trebuie să colectezi niște chestii. Mama, la 22 abia ieșeam din casă, adevărat, la 22 mergeam și la club. După muzică. Acum 2 ani, când am dat NLV pe oameni, eram și clasa 9, eram pe la început, atunci am dat și eu de liceu. Au fost multe. Acum fără mișto, vrei să fii DJ? Mi-o l-am ajutat. O mai intrat cineva, un băiat din Dez. E foarte mult, n-au până la 3900 pe Mac. Ferească, bunul Dumnezeu. E prea mult, adică gândește, bag... Până în Sighet fac 6 ore din Sibiu plus încă o oră din Brad. Deci vreo aproape 8 ore. Imaginează-ți, faci de lângă Deva până acolo, că e foarte rău drumul pe Bistrița Năsot pe acolo, pe lângă Deși, pe lângă astea. Ce-ai să văd cum ieși din baza asta, că e haos. Deci nu se merită, sincer îți spun. Nu merită să vorbim corect cât. Bă, și când am crezut că ți-ai găsit prieteni, mă, am văzut poze acolo. Zic, gata, Codruța pe dreapta, frumos. Încolo numai să plimbă el cu mașina. Te întorci și tu la original, mi. Când mai aștept prețul lui, totuși 500, aia înseamnă 2200, aștept să-i scadă preț. Mă, din câte știu, console nu o să se găsească nici măcar la anul. Peste 5-uri și plăci video și adică. Deci undeva pe la miljocul 2022 o să-și revină cât de cât treaba să găsești pe rafturi anumite chestii. Că nu găsești, nu se găsesc semiconductoare din alea, memorii din alea pentru RAM, pentru... Păi nu poți să vii pe Oradea pe acolo? Păi sunt pe aproape. Ba da, și pe Oradea s-ar putea. Radu, Oradea și după aia în sus. Dar tot îți vreau 7 ore. Și obositor, știi? După aia ia-ți cazare, ia-ți... Na. Dar mi-ar face plăcere să văd cum e pe acolo. N-am avut niciodată. Deși eu sunt de acolo din zonă, de la... Ți-am mai zis, de la Sălaj, știi? Ai mei au fost acum un weekend la Baia Mare. Mm.
pe la rude, pe la așa, pe la Jibou, în județul Sălaj în principiu, care e foarte aproape de... Se înțeleg că și tu ești... Nu, din sighetul Marmaciei, de unde se pune harta în cui, la propriu, că acolo e un cui și... Da, n-ai priceput. Stai că mă bate harta, deci trebuie să iau în stânga un pic și să merg în față. Bă-s bine, mă? Bă-s bine, mă. Sighetul Marmaciei. Mamă, ce... E acolo lângă memorialul durerii ăla. Nu. M-a lăsat amane, tot zis, ba, probabil nu trec. Sunt niște langoși din aia, ma. Pe străduța aia. Mamă, ce poftă mi s-a făcut. Cu cașcaval așa și cu răzălit și cu usturoi, ma. Eu am o cremată de clienți din Brad și Călan. A, păi nu-i mare diferență între Brad și Călan. Cea mai penibilă chestie care s-a făcut la noi e cuiul și scaunul de... Dar e fain cuiul ăla. Am poza acolo. Îți trimit? Traficul de țigări? Nu știu asta. Hai să ne băgăm un pic la băiță. O să-i vedeți bucile la ăsta. Sper să nu-mi închide ăștia dracu live-ul. Că... în bucile goale. O picat? Hai să văd dacă o picat. Hai mă, că e un joc, n-are cum să închide pentru atâta de lămurții lui. Mergi, în regulă. Am mai pățit la... Hei, Giorgio, felicitări pentru cei... Felicitări pentru un an de YouTube. N-am trecut azi pe la tine că am zis să mă joc și un picuț. Crede-mă, e super fain ce ai făcut în anul ăsta și chiar te-ai mișcat super bine. Și cu foarte puține promovări, adică bine, nu știu câțiva, dar nu cred că ți-au stat foarte mulți de la băieți. Însă alții la care se fac promovări zilnic, nu dăm nume și tot au 15, 16, 20 și au mii de subscriberi. Omori vulpițu! Omori vulpițu! Mulțumesc, a fost un an greu. Păi din punctul ăla de vedere cu... Nu mai știu cum îl cheamă, nu Călin, așa-i? Fost tot prieten. Casian. Bă, dar eu nu știam cum arată, zic, dar e chiar băiat frumușel, mamă, mușchi, chestii și... mamă, ideal, omă. Mai că îmi place și mie. Și Caterinca, și cu bun simț, așa, și cu donații. E chiar... chiar fain. Mamă, și ce corp are! Păcat, nu, distanța asta. Vezi că-s gelosă. Nu, dar chiar arată bine. Și prietena mea mai zice, știi, să mă uit așa, dacă arată un om bine, adică pui mei, zic și eu, știi? Nu-i no home, of course. Dar nu. Eu știu cât e de greu, că deși nu pare, m-am mers și eu la sală o perioadă până mi-a rupt o mână și după aia n-am mai mers. Mamă, mergeam la examene cu gipsul, puneam mâna cu gips în pe masă la examene. Mama, mică, îmi vine să dau nume de unul care a fost promovat și are 30. Mie singurul care mi-a făcut raid e... Dumnezeu. Pare așa, adică
before they arrive, măcar nu eram live. We must resolve a new problem. My scouts intercepted orders from the Khan, addressed to Duzo. Mama, abia aștept să-l bat pe Ryuzo ăla. M-a trădat, sunt fost încopilărit împreună și m-a trădat. Huo, huo. Not far. Fort Koyasan. You do not have to face him yourself. Eu chiar fac, nu știu, YouTube așa de... să mai stau la povești, că mi-e mai ușor, știi, decât să... că nu-mi place să intru pe oameni, să-i întreb ce fac și așa. Our forces will be ready for battle when you return. Adică n-am nicio așteptare de la canalul ăsta de YouTube. Pur și simplu mă joc și mai stau la povești. Trebuie să fie doar înalt și skinny. Dar arată bine, deci arată bine. Nu, dar nu cred că știi de cine e vorba. E un băiat care a donat, mai știu, 1000 de euro, dar omul chiar face bani. Nu știu, IT, chestii, abar n-am. Dar chiar arată bine și Caterin cu omul. Adică chiar mă bucur pentru ea. Înalt și skinny? Sper să nu faci ce am făcut eu până într-o perioadă, să compari toți prietenii cu primul. Că nu-i Caterinca. Am făcut și eu prostia asta. Și la un moment dat am zis, bă, nu... cum zic americanii, clean slate. Nu trebuie să compari, nu trebuie să... Please understand. I spent my life working for this. Going to bed hungry. Going to bed hungry? Mi-amintesc. Eram la facultate. I can't give up now. I'm not asking you to. Help me defeat Ryuzo, and I'll see you off myself. This is your battle, Jin. Gin tonic. Nu mă ajută. All we need is to start a new life. Hai, bă, ajută-mă, hai să-l bat pe Ryuzo. Că m-a trădat. Vă place cum m-am îmbrăcat pe ăsta? Armură. Am și cornițe. Eu zic că arată bine, uite și skin-ul de pe katana. L-am cumpărat. Goodbye, Lord Sakai. Îmi scrieți pe Messenger, da? Mamă, nu mă ajută nimeni, mă duc singur. Stai să vedem ce mai zic pe aici. N-are legătură cu banii sau ceva. Nu, chiar nici mă gândeam la asta. Că noi când am început să vorbim mai mult de 10-15 euro, nu a donat așa că... Nu, chiar nu mă gândeam la chestia asta. Știi că spunea de Xbox, să vezi discuții în Warzone, că jucăm squad, că suntem doi cu Xbox și doi cu PS. Bătălia PS versus Xbox. E fată bună, mă merită. Deci, Jojo, zici? Intri și pe la ea? Că nu te-am prea văzut pe acolo. Nu e ce crede ăștia, că e din cauza că mi-a... Îți dai seama că românul asta crede, știi? Dar eu nici... și eu credeam asta, că sunt român, știi? Dar când am văzut cum arată, mamă. Și Caterinca, am povestit așa un pic cu el, știi? Salut, Grigoraș, ce faci? Sper că ești bine. Tu o să fii fericită, micuțul, restul pot spune ceva. Jocul AliExpress. Ce? Da. Leave lor să... mă trăsesc de aici, am înțeles. Deci mă trăsesc de aici? Pot să merg oriunde? Cum să zic? Asta ziceam, să nu compari cu primul niciodată. Că nu merită următorii. Adică, cum să spun, eu cel puțin am făcut prostia asta. Și nu e ok. Cum pune dracu să este de aici? Trebuie să-mi pun un checkpoint afară de aici. Sau pot să-mi dau fast travel? Nu-mi dau fast travel. Și până la urmă am zis, bă, nu merită. Chiar nu merită următoarele să treacă prin ce au trecut primele, știi? Și m-am schimbat. Adică ce nu mi-a plăcut la mine, am tăiat. Adică gen că eram foarte gelos și etică, știi?
Am tăiat de pe listă. Eram nașpa, frate, adică... Doamne, ce... La modul din ăla, a instalat keyloggere pe laptop să-mi trimită conversațiile cu cine vorbește și din astea, știi? Eram... a fost foarte... dar nu, a fost prima iubită, știi? Și nu. Consider că încrederea chiar e ingredientul principal într-o relație. Fără aia, poate să fie cel mai bun la pace, cel mai ok, fără încredere. Băi, sunt bine. Ba, nu ai mai prea intrat pe live-uri, Grigoraș, pe la Palaș, pe la ăștia. Bine, nici el nu a făcut. Am dat de aia cu 3 săptămâni. Ce-ți place la mine pe stream? A, da, cu presupusul e clasic românesc, am avut training la lucru pe tema asta. Andrei Alve, cel mai bun la pa. Mamă, deci am dormit, 12 ore am dormit după vaccin, acum, după rapel. Ata m-a durut capul. Am băgat somnel, 12 ore. Deci, la pat, blană, 12 ore, talpă. Dar nu lucrezi așa, e Grigoraș. Combinați chestii ca și mine. Nu mai zic nimic, suntem cei mai leneși oameni. Abia aștept să înceapă petrecerile. Am fost așa de aproape să mă angajez. Așa de aproape. Că eu, altceva în afară de petreceri, n-am făcut viața asta, știi? Deși am terminat ingineria și astea, dar nu... Mamă, mă rupe harta asta. Și am avut ocazie să mă angajez la Continental ca și ceva sub inginer, adică tehnician. Adică să pleci de undeva ca să ajungi inginer și... Am fost și la interviu și tot și... Noroc că nu m-au luat. Gen, trebuia să mai învăț niște chestii, după care să revin iar la interviu. Dar pe acum, dacă începe iară petrecerile, nu mai este nevoie. George, ți-ai făcut vaccin? Adică pe el ai întrebat dacă ți-ai făcut vaccin? George, bă, stai că am pus ăsta pe top chat-a, pe văd numai unele mesaje. Cred că o să mă opăresc prin vară. Mă uitam unde să-mi fac o vacanță. Înseamnă că e bine, Grigoraș. Asta e că n-am apucat ieri să-ți zic mulțu că m-ai întinerit. Ce-i drept, a doua zi după ziua mea am fost dat afară din cauza că nu aveam buletinul la mine. Eu chiar n-am crezut că ai 29 de ani, fra. Next step. Adică tu ești mai pierd de vară ca mine. Eu mă simțeam useless la 29 de ani. Încă mă joc și alții au afaceri și etc. În fine, tot inginerești, am inginer la console, dar cu testele și vaccinele astea nenorocite nu prea. Am făcut și eu rapelul azi, momentan nu am nimic. De care ți-ai făcut? Ce din ăsta? Eu m-am simțit foarte rău după Moderna. Apropo, ne mutăm la Sibiu. Bă, știi cum e? Așa e de nașpa să-ți faci planuri și să fii dezamăgit. Mai bine lași go with the flow, cum zic americanii. Eu nu mai fac planuri, nici că merg în vacanță, nici nimic. Dacă dă Dumnezeu să merg sau să fac ceva, mai bine lași așa. Vine din Anglia? Pfizer am băgat. Mă, nici ai mei. Și părinții lui prietena mea și ai mei și-au făcut Pfizer și nu au prea avut în afară de durere de mână, dar la Moderna și eu și Tina, prietena mea, ne-am simțit foarte rău. Eu am avut ca simptome de gripă, eu o durere din aia constantă de cap, așa un fel de presiune în cap, nu știu cum să zic. Dar am dormit și a trecut. Then I have to. I'm not trained for this. Să vezi ce fain este și ai făcut trei ani mai mică ca tine.
Vine la Sibiu? Mamă, super, super, super. O să vă placă mult orașul. Eu am stat 5 ani în Timișoara, vreo 2 ani prin Arad și de 7 ani sunt în Sibiu, dar nu m-am plictisit de orașul ăsta, e super fain. Nici nu-i mare, nu prea ai viață de noapte, știi, dar în rest e super fain. Mă, dar mă sună ai mei, trebuie să vină ai mei pe la mine și au zis că nu știu nimic. Ce dealău e Taka ăla, e nebun rău. Adică Alex, adică Nexter poate să vă confirme că Timișoara, bine, lui cred că îi place, dar mie nu mi-a plăcut nimic. Adică toată lumea fuge pe, după bani în orașele alea mari, nu prea mai contează prietenii, chestii. Dacă poate să facă ei și 100 de lei, o să facă. Ce te trădează, gen. La fel și București. Toată lumea fuge după bani. Mamă, îi rup ăștia, îi rup. Hai că îi rup. Bă, deci mă disperă ăștia care trag cu din astea. Hai mă, mai aproape să ne batem. Mai zic nimic. Pe spate, pe spate. Bă, dar eu ce m-am pus pe mine? Orașul meu de suflet, Clujul e frumos, mă, n-ai ce. Dar și Clujul e foarte scump, mă. A ieșit din casă și-a dus 100 de lei. Iar București, eu vă spun sincer că n-aș putea să trăiesc în București. Foarte scump tot. Cel mult de joi până duminică pot să stau în București. Lumea foarte rea, deci n-ai cum. De la taximetriști până la... Doamne ferește. Te văd eu... Ai 5G în corp. Te văd eu, Andrei, la anul când te rogi să se scoară și te gândești la vaccin. Stai liniștit. Vaccinul ăsta o să se facă constant, ca și vaccinul antigripal. O să trebuiască să-l faci în fiecare an. Timișoara a fost faină pe vremea ta, Andrei, și puțin din a mea după s-a stricat tot. Bă, la ca și viață de noapte... Nimic de comentat, dar mă refer, am pierdut prieteni, știi, din cauza banilor. Dacă ei puteau să facă 100 de lei, salut. București, oraș, București, București. Bă, eu n-aș putea, deci să mă bată suntul, n-aș putea. Ca și Timișoara, nu știu, simțeam că îmi pierd așa sufletul, umanitatea din mine, să mă bată sfântul, de nu. Adică nu poți să reziști ca un bun în orașele alea. Deci, fiu eu. Stai. Adică te fraierește lumea, trebuie să mă bată sunt, nu știu. Toată lumea încearcă să puiască. Orice. Haos total. În Brazilia? Wow. Am prieteni în IT. Ia vreo 60 de milioane și abia se descurcă în București, da? Și nu mănâncă, rar își comandă. Dar nu, chiria e vreo... 10 milioane parcă, costă în Berceni. Mai are ceva rate. Haos, mă, haos București.
E că oraș de consum, nu prea poți să-ți faci o chestie, să-ți... Să-ți pui deoparte. Legal vorbim. Bă, mă bat ăștia, nu înțeleg de ce. Stai un pic. Mamă, le-am spart. Gata, mai trebuie de pe aici niște chestii. Bun, bun, bun. L-a furat. Punct SRL. Eu pe ăsta să moară Franța că dormea. Bă, ce m-am speriat de el. Era întins-o, mă durea la ciocanes. Am o persoană de legătură cu oră cu care lucrez momentan. Dacă n-ai ca să tai jale peste tot, se singură poate îndători. Nu, no, sunt unii care, nu știu, preferă o mașină decât să aibă o casă sau știu eu. Am avut noroc și în perioada asta cu Tina, cu prietena mea, să-mi bag piciorul, băi. Rar găsește fata o chestie, sprijine când te zmere nașpa. Deschide ușa. Fuso, it's good to see you. You know I have come. Ce mai bună asta investiție? I made sure you'd know where to find me. The Khan wants to meet you. I'm not here to talk. Dar chiar tu aveai o fată cu care mai fost la munte, nu mai ai treabă cu aia, așa? It doesn't have to be like this. Nu, ce fău mi-e. Yes, Fuso, it does. Lord Sakai, please, wake up! Taka, how? You were gone so long. I knew you were in trouble. I came to help, but... Eram sigur, nu știu de ce. Damn, we have to get free. They're going to kill us. Only if we let them. Try to get loose. Just need to loosen this. Little bandica pat. You must be thirsty. Foarte greu, foarte greu să găsești pe cineva pe același fir. Marek. Milk from my favorite horse. The final gift to me. Adică la început toate sunt ok și după care încep să vezi defecte, chestii și puțin stau. That is why you and I are both survivors. I am samurai. No, you are more than that. You are the ghost. Îți dai seama, fac 34 de ani în puii mei, dar n-am niciun gând de copii. Stai liniște. I will never serve you. Your uncle said the same thing. But I asked him to end this war. Că n-o să fie tot ok. I too have pride. Bănuți constanți și atunci hai să zici, dar până atunci ar decât să-l chinui. Why should we settle for scraps when we deserve to be legends? He is a legend. See? Your people will follow you. Join me and save. Și eu încă mă îndrăgostesc. Ești și tu bătrân ca mine. You want to divide and conquer. You did it, Fuso. Eu nu mă simt bătrân, chiar nu. Oh. You are a legend. Does not even care about you. You kill him. You can go. Ce handicapat e ăsta? Toți prietenii au întors împotriva mea. Run.
sfârșit. Kuri-san. Stop! I'll kill you that! Hai de pula mea. Aia e katana mea. Îți tăia capul. Your friend died. Abia aștept să-l bat pe grăsanul ăsta. Now I must find another. And you must choose again. Abia aștept, abia aștept să mă bat cu handicapatul. Mamă, l-a lăsat acolo. Jesus Christ. Fetele sunt ca locurile parcare, parcheze, să aștept și... Păi dacă gândește așa, să fii singur toată viața, vreau. Nu-s toate la fel. Tocmai ziceam, știi, să nu faci prostia asta dacă una te-o trădat sau două sau trei sau patru. Și crede-mă că eu la chefuri chiar le văd pe toate, cum vin cu prieteni de mână și se duc la baie cu alții, știi? Dar asta nu înseamnă că toate sunt la fel. Crede-mă. E cea mai mare prostie să le faci pe toate. Sakai is free! You deserve death! Watch his death! Bastard traitors! Fătu-ți camera mătii în gură. Deci mă disperă camera, nu se întoarce. Nici nu văd cu cine mă bat, eu numai apăs butoanele. Mi-a dat-o, futuți. Nice. Trebuie să mai colectăm chestii. L-a furat SRL. Mama are prieteni în Brazilia, să moară în Franța. Cred că-i trimite cafea de acolo. Da, frate, așa ziceam și eu până dai de una care spune capac. Am o să bem combinație cu o fată de care... Doamne ajută, cum ziceam, nu trebuie să le compar, pur și simplu iau de la zero cu fiecare. Mamă, ce întuneric e să-mi bag piciorul. Nu toate la fel, că poate trece pe lângă tine să-mi bag piciorul o fată cu care poți să fii fericit. Nu pot să urcăm podul ăsta, că pare gaură acolo. Nu pot. Nu mai știu să ies din cap. Gata. Bun. Pardon. Bă, ce m-am speriat de asta, du-te-n... Jin! Yuna! I just saw the Khan ride out with Ryuzo. Where's Taka?
I know he's here. He left a message saying he'd followed you. Where is he? E mai greu cu ea să se deschidă, mai greu, fata, no. Pentru că a fost uită. No! No! Juna, wait! Ei, era frate-su ăsta ce... ce-o tăia capul. Rămâi așa constant în viața ei și o să fie ok, știi? Că dovedește că ești de încredere. O să vezi că e mult mai faină viața, știi, cu o fată. Eu zic să renunți la pariurile, dă-le dracu, ai salariu ok, dă-le morților. Am putea spune că și-a pierdut capul. I am the ghost. You shouldn't have made him come! I tried to stop him. But he wanted to help. Băi, o fularul ăla nu mi-am minte să-l fi pus eu. Armura și coarne și alea. Zece lei pe zi, asta înseamnă 3 milioane pe lună. Nu știu, m-am săturat să văd prieteni că își distrug viața de la cazinouri și crest. Adică mă doare pe mine, știi? Adică prefer să nu știu, să-mi bag picioare. Și fete, frate, și fete. Deci am... În fine, și fete care bagă. Și iau bani împrumut și bag. Fai și amar cum... Îți distrugi viața, băga mea și planele. Iară, s-a întors muista asta de cameră. Cu cine mă bat? Îmi place când intră așa în ghost mode, mamă. Dacă te gândești, dacă câștig. Îți înseamnă, Mușan? Ai învățat Ghost Mus altceva? Am făcut și trofeul ăla, de acum nu cred că mai e altceva. Să dau cu unul de pe o clădire.
Eu tot încercam că este sunt două moduri în care să fugi și să apeși pe O și dă așa cu umărul în ei. Și mai e un mod în care îți pui pe săgeata asta și ți-a apăsat pe ăsta și dai așa picior. Mă tot chinuiam cu aia, cu prima fază. Ce? Altceva, nu e bugui jocul, e ok. Ce? Nu, dar sunt trofeele alea care nu le mai poți obține dacă nu faci în timpul povestei. Adică nu sunt multe locuri în care ești pe munți și poți să dai cu unul jos. Trei trofee, bă, sunt buguite. Mamă, 5 trofee? Mă, nici mai văd bine, mă. Ți-am zis că am fost la un control la ochi. Și trebuie să-mi iau ceva ochelari. Ci că la mine încă funcționează, adică e un mușchi acolo care se chinuie să focalizeze, care încă merge bine. Alții nici nu văd. Dar de la chestia aia am dureri de cap, știi? Every Mongol on this island. Help me kill them all. Poți că poți să revin. Da, de eu am început să mă duc cu harta în sus, știi, să curăț tot. There's no reason to leave anymore. Nowhere to go. Nothing to do. Except stay. And fight. Bătrânețea, nu, e statul pe calculator, din clasa 5-a, frate, ești nebun. Was Taka brave? At the end? He was always brave. Nu-ți ia cap la frate să-mi bag piciorul, jocul ăsta e foarte crud. Mai e mult din poveste, nu știm. Câte acte din alea azi? Mi-a dat un trofeu. Căluțu. Nu zic la tine că moare căluțu. Eu am astigmatism, am eu ochiul format de mingi de rug. Yo, să moară Franța. Uite, vezi? Aici, în partea de jos, am început să curăț, vezi, nu mai e nimica cu roșu. Până aici am ajuns. Era ora 5 când m-am oprit. Dar da, în nord aici nici măcar n-am ajuns. Deci, ce să zic. Dar e superb jocul. Câte acte din astea azi? O să mai ai. Parcă îmi place mai mult, așa, nu știu, să fac chestii ca să nu consum povestea, nu știu cum să zic. Știi, aș prefera să... Asta de ce să... De ce să așa? De ce să dezactivate? Nu știu, în fine. Știi, cum zic, adică cum prefer să fac chestii, să nu consum povestea. Konnichiwa! Ceva DZX, țebeșul pe zonă, respect. Bă, DZX, dacă ai ocazia să joci pe PS, jocul ăsta e superb. Deci, uite, Derek joacă Valhalla, care știu că nu ți-a plăcut deloc. Ideea e oarecum la fel, știi, cam același concept, dar grafică și tot, deci e superb jocul. E wow. Ca și gameplay, ca și tot. E tare jocul rău și mie îmi place, jur. Dar nu... Cum să zic, numai pe PS. Cred că nu știu unde trebuie să mă duc. Aici? Stai-mă o secundă, că nu știu unde dracu trebuie să mă duc. Show on map. Aici. Mă, cât am de mers. Mă, nu pot să-mi dau fast travel.
Bă, de zic, dacă nu mai faci stream sau ceva, baftă, baftă multă mâine. Care e faza? Că nu mă prea pricep. Va egal cu noi. M-a jucat Days Gone, dar știu deja povestea. Au venit pe PC, așa e Days Gone. L-am platinat parcă anul trecut. Dar e superb. Adică și ăla, nu știu, nu prea are cine știe ce poveste. E mai mult repetitiv, așa, să dai clear la campurile alea de zombie, etc. Care e treaba acum? Că, de exemplu, fiecare și voi și Succes n-aveți numai câte un meci câștigat, nu? Și mâine aveți două meciuri. Sau numai ei au. Adică încă nu... Nu o să văd... Cum să zice? Când o să se dea echipe afară, știi? Sau o să se... Nu știu cum să procedează. Eu nu mă pricep, nu înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo. Adică până o să fie best of 3-uri și chestii din astea. Bă, dar tu știi ce greu mi să mă uit la meciul, dacă țin și cu astea, na, că păretene, adică să... cum să zic... În ambele echipe. Bă, Rădoi, deci mă bate harta asta, frate, să-mi bat piciorul. Că eu încerc să merg cât de cât pe drum, dar... Pana mea. Uite-te ce grafică are, deci cum se vede pe TV 4K, deci ferească Dumnezeu. Îți dai seama că YouTube-ul strică calitatea. Și Days Gone are o grafică și deci, cum se vede și pe acolo iarba și tot, dar ăsta e superb, mă. Deci nu m-am deles tova s-a mai văzut. Uite-te cum se lasă și iarba când treci cu ăsta, nu știu, mi se pare deosebit. Mai am un trofeu până la platină, dar când intru în Valhalla o să joace fiecare echipă 10 meciuri și după 8 merg în play-off. Ok, și până acum câte ori fost? Nici mai știu. Ia-te după vânt. Păi da, te iei după vânt, dar drumul... N-ai drum, știi? Acum merg pe câmp, frate. Este cum e iarba, nu știu. Opa. Și voi aveți acum două meciuri mâine. Nu-i bine, așa e rădoi, până merg. No, acum cum bate vântul încolo, nu? De mă uit pe hartă, fac pariu că nu merg bine. Deci fac pariu. Mamă, trebuie să mă bag prin pădure pe aici, nu văd nimic. Mamă, nu vine să crede, zbines. Doar unul crede. Bă, baftă mult. Nu înțeleg că dați bine, nu înțeleg cum. Sunt grele, mă, best of 1. Pierzi pistoale. Deși Heaven îi rupe pe pistoale. Nu tare frică pentru voi, că și voi și Suxen. Chiar vreau să vă văd acolo, la Cluj, să vin, să... Uuu! Da, ce fain ar fi. Nu știu dacă o să fie cu public, dar chiar aș veni. Hai că încep să mă prind care e faza cu vântul ăsta. Ar fi chiar super să vă calificați. Adică nu concep, fra. Deși toți sunt buni, pula calului. Tu știi cum trăiesc fiecare meci așa? Sunt acolo. Tina nu înțelege, știi? E ca la fotbal, gen. Cum sunt ăștia, microbiști. Așa sunt eu cu berea. Shogun dispatched us the moment we received your message. Your uncle just issued the order. We're to ride to battle, defeat the Khan, and reclaim Castle Shimura from the Mongol invaders. Excellent.
Rally your men. I need to check on someone first. I'll wait for you by the northern gate. Then we'll ride to meet your uncle together. Și am vreo 6000 de ore în Canter, dar nu mai am nervi de așa ceva. Dar voi aveți ceva salarii? Dacă pot să-mi răspund, dacă nu, nu-mi stres. Deși, pui mei. It's time, you know. The samurai are here. Everyone's preparing for battle. Did you get some rest? I couldn't. Că nu ai pasiune, nu prea mai contează banii, deși, știi cum e. Bă, cât am râs, m-am uitat aseară la stresul, la cum explica el treaba cu la Unix cu astea. Deci, m-am pișat pe mine. Intra Angles, suna, vorbea la telefon pe live la stres, muream. Mamă, deja se bat. Deja e războiul pentru castel. Nu pot să mai fac ceva upgrade-uri. Unde dracu e? Aia de... Stai că mi-e de-a vin, 2 secunde. Bine, stai un pic. Să văd dacă mai este din aia de... upgrade. Aici nu mă vând chestii. Aici să iese. Nu cred că este așa. Bă, uite acolo e ceva. My lord, anything to offer from your hunting? I hope I have what you're looking for. Just for you. Thank you. La armură nu pot să-mi fac. Oi, oi. Zici că e englez din ăla. Oi. Lord Oga, where's my uncle? Waiting for you atop the hill. Clan Oga would be honored to escort you to his post. I'm glad for the company. You are about to start a long tale. Save for later. Speak with your... Lord Oga. Stai, mă. Cred că o să las atâta pentru azi. Stai să văd ce mai pot să fac. Where's my uncle? Waiting for you atop the hill. Sure. Would be honored to escort you to his post. I'm glad for the company. O să mai fac pe aici ceva. See what I can make for you, my lord. Că deja am descoperit o grămadă de hartă și să mai fac niște chestiuțe între timp, înainte să continui povestea. Oi, oi! Apologies. You don't have what we need. Mama, ferească Dumnezeu.
anything to offer from your hunting? An excellent choice. Pe bun, și pentru armură, n-am nimica. Ce e aia? De unde dracu fac rost de o chestie din asta? Că aș avea de toate, dar n-am o prostie din aia. I'll see you again. Anyway, no, las aici. Unde era povestea? Că nu mai știu. Oi, oi! Unde e gift shop-ul ăla? Să văd ce mi-au dat ăștia. Zice gift altar, gift available 2. Da, nu știu unde Dumnezeu e. Ar trebui să fie un altar, nu? Cum are aici? Cred că e aici, nu? Nu, că aici plânge lumea, nu e ok. Uite o păsărică. Unde Dumnezeu este acel altar? Să fie acolo sus? Uite aici ai, mă. Da, dar nu-mi dă frat din aia să-mi fac upgrade. 20 bambu. Nu. Mamă. L-are implantat în el-o. Acum bineînțeles că mai găsesc armurierul, dar nu cred că mi-a dat ce-mi trebuie. Uite acolo. La pula e swordsmith. Bă, și-am fost acolo și nu mai știu unde dracu-i. Uite aici. Cred. Nu, mi-a dat. Nu știu de unde fac rost de chestii din aia. Farewell. Nu se caut pe net. Nu pot să-mi dau pe aici, fast travel niciunde. O să las acolo unde să continui povestea și continui tomorrow. Thank you.
Master Sora. Nu da foc la țăracul, ce? La ce faci acolo? Da, e super mult, deci ca și grafic. Bag așa random bătălii din astea, că uite-te că îmi dă XP. Tehnics, ia să vedem ce să mai băgăm. Este o din asta micuță, nu se merg pe aia. Vulpica. Încă coata.
Doamne, grele sunt chestiile astea. Să-mi bat piciorul. Mi se par foarte complicate. Care era ultimul? Deci, XL1. Morții tăi, stai că l-am apăsat din mijloană. N-ai cum, deci eu astea nu le înțeleg. Dă-te-mi până, dă-te-mi aici. Lasă-mă pace. House. Lord Sakai. Acum adică speak with other allies. Sunt pe aici nu ăștia alții. Cred că-s pe aici. Uite. Jin, I didn't know you returned. I hope you're not being too hard on them, Lady Masako. They can take it. The Yedikawa peasants are hardier than they look. Stubborn, too. More stubborn than you? Not a chance. A week ago, they would have spit on the name Sakai and Arachi. But after what you did in Yedikawa, they're here because of you. Then I won't disappoint them. Nor will I. Ah, deci sunt pe aici totuși ăștia cu care trebuie să vorbim. Lord Sakai! Asta nu că-i cu... Tighten the dowels! Every last one! I see your hard at work. Someone's got to make sure the battering ram's ready for battle. This thing falls apart. There's no way we're breaking into your uncle's castle. If only we'd had one to breach Azamo Bay. You didn't like hiding in my car? I didn't like reeking of sake. Mi fo mica, cred că o să-mi închid live-ul, că mi fo mica, trebuie să mănânc un. He's a brave bastard that I have lost. If Taka were here, I'm sure he'd disagree. Well, I'll try not to let him down. I try so hard. Nu, să-i mai caut mâine pe ăștia cu care trebuie să vorbesc pe aici. Na, vă las, nu știu dacă mai e cineva pe aici. Mulțumesc frumos pentru cele 13 like-uri. Weekend plăcut și poate ne auzim mâine. Să terminăm povestea. Să caut pe ăștia cu care trebuie să mai vorbesc. Na, vă salut. Seara faină. Ciao.